Contestând practicile ALDE împrumutate cu siguranță de la PSD de a lovi la temelii altor partide prin încercarea de racolare a membrilor valoroși din PNL, Dragoș Eugeniuc a semnalat o situație recentă cu care s-a confruntat în teren. Aflat astfel în plină desfășurare a programului de precampanie electorală pentru alegerile din 5 iunie, Dragoș Eugeniuc a fost surprins de prezența lui Vasile Mustățea și a lui Toma Petcu alături de oameni dedicați PNL și hotărât să susțină sau să reprezinte această formațiune politică, semnalând așadar inoportunitatea celor doi la acțiuni nedemne de reprezentanții unui partid ce se dorește a fi serios și care pe deasupra pretinde că se poziționează destul de bine în opțiunile electoratului, Dragoș Eugeniuc a declarat că a fost încercat de sentimente de satisfacție atunci când foștii săi colegi de partid, promovați în funcțiile în care astăzi se regăsesc prin munca susținută a întregii echipe liberale, au fost refuzați mai mult sau mai puțin elegant de către cetățeni. Drept urmare, se pare că acelor persoane care n-au mai fost promovate și susținute în funcții cheie de către PNL Giurgiu, nici noul partid ales nu are capacitatea de a le satisface orgolii nemăsurate, astfel că, dacă oamenii nu vin spre ei, degeaba se umilesc prin gesturi degradante să convingă pe cei care deja au ales. Acceptând totuși ideea că toate partidele își doresc cei mai buni candidați, Dragoș Eugeniuc avertizează totuși că există o măsură în toate, iar regula bunului simț și a fair play-ului ar trebui să funcționeze mai ales în politică. Dacă ei cred că așa vor câștiga alegerile, se înșală. Dacă nu vin oamenii către ei și dacă ei îi atrag prin presiuni și prin amenințări și prin fel și fel de tipuri de care n-au nimic comun cu eleganța și cu fair play-ul, eu cred că se înșală. Nu e corect. Campania murdară este prefigurată de asemenea practici și eu zic că nu este cazul să răspundem noi decât să semnalăm ceea ce am și făcut astăzi, dar să nu intrăm într-o luptă cu asemenea maniere, pentru că nu-i vindecă nimeni. Nici pe Petcu, nici pe Mustățea, nici PSD-ul nu va fi indicat de eventualele noastre proteste. Eu doar semnalez ca să audă electoratul ce se întâmplă înainte de alegeri. Deoarece până la urmă alegerea este doar a fiecărui candidat în parte cu privire la ce consideră să reprezinte sau să fie reprezentat, avocatul Eugeniuc merge pe o soluție care dintotdeauna s-a dovedit a fi cea mai sigură. Agoniseala practicată de PSD în ceea ce privește primarii, iată că se extinde la ALDE în mod de neînțeles pentru mine, pentru că ce se întâmplă, eu măsură în toate. Toți avem interesul să avem candidați buni, candidați competitivi, dar eu măsură în toate, spuneam. Și cum am spus-o mai în urmă cu vreo câteva săptămâni, închei cu îndemnul PSD-ul cu primarii și noi cu alegătorii.